Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom discuta despre infracțiunea de amenințare. Aud foarte des exprimarea de genul sunt amenințat sau amenințată, primesc amenințări și doresc să fac plângere penală. Dar în momentul în care discut în concret cu victima, observ că foarte puține persoane înțeleg în mod clar care este infracțiunea de amenințare și în ce situații poate să intervină organul de urmărire penală pentru a sancționa o faptă antisocială și în ce situații, deși ni se adresează niște amenințări, acestea nu sunt infracțiuni în sensul legii penale și persoanele respective nu pot fi trase la răspundere. Haideți să vedem un pic ce ne spune codul penal în legătură cu această infracțiune, pentru că avem definiția infracțiunii de amenințare chiar în codul penal la articolul 206. Astfel, ni se spune că fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a unei alte persoane, dacă este de natură să-i producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu o amendă penală, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. O scurtă paranteză legat de termenul de formulare a plângerii prealabile. Din momentul în care am luat cunoștință de faptul că suntem amenințați, avem la dispoziție o durată de 3 luni pentru a formula plângere penală. Dacă nu formulăm plângerea penală în următoarele 3 luni după ce am fost amenințați, organul de urmărire penală nu va mai putea să cerceteze fapta de amenințare și să-l tragă la răspundere pe făptuitor. Prin urmare, vă rog să țineți minte că aveți doar 3 luni la dispoziție pentru a formula plângere penală. Deci nu puteți să faceți plângere pentru o faptă de amenințare care s-a petrecut acum 6 luni, 12 luni și așa mai departe. Ce înțelegem noi din definiția dată infracțiunii de amenințare? În primul rând, ce este amenințarea? Legiuitorul nu ne oferă o definiție a verbului a amenința, prin urmare ne ducem la Dex și aflăm că amenințarea este încunoștințarea făcută unei persoane cu privire la un rău sau un prejudiciu pe care aceasta urmează să îl sufere. Fapta cu care amenințăm. Legiuitorul ne spune că trebuie să fie o infracțiune sau o faptă păgubitoare. Infracțiunea, cu toții înțelegem ce înseamnă acest lucru, da? Poți să ameninți cu moartea, cu vătămarea corporală, poți să ameninți cu violul, cu distrugerea și așa mai departe, cu furtul. Fapta păgubitoare însă, și aici se pun anumite probleme, este o faptă ilicită, deci trebuie să fie o faptă ilegală. Spre exemplu, dacă eu am un chiriaș care nu își mai plătește chiria și îl ameninț că îl voi da afară din casă în cazul în care nu îmi va plăti chiria, este asta o infracțiune de amenințare? Răspunsul este nu. Nu este o infracțiune de amenințare. Deși evacuarea chiriașului din locuință este pentru el în mod evident o faptă prejudiciabilă, nu este o faptă ilicită, pentru că acel chiriaș care nu-și plătește chiria poate fi evacuat din locuință. Dar dacă îi spun chiriașului că în cazul în care nu va plăti chiria, îi voi distruge bunurile care se află în locuință, săvârșesc infracțiunea de amenințare? În acest din urmă caz, da, săvârșesc infracțiunea de amenințare, pentru că distrugerea nu este doar o faptă păgubitoare, dar este și infracțiune. Sesizați diferența între cele două exemple, da? În prima situație nu am infracțiune de amenințare, în a doua situație am infracțiune de amenințare. Aud foarte des exprimarea următoare: mă amenință că mă dă în judecată.
Este asta o amenințare din punct de vedere penal? Ei bine, nu. Dacă acțiunea judiciară este singura modalitate prin care un anumit conflict sau diferend poate fi soluționat, atunci faptul că eu îmi cunoștințez persoana respectivă de faptul că urmează să o dau în judecată, nu este niciodată o amenințare. Bineînțeles că dacă mie cineva îmi spune că mă va da în judecată, cu siguranță nu mă voi simți bine și nu mă va face plăcere să aud acest lucru, dar dacă persoana respectivă are dreptul legal de a sesiza instanța, atunci nu se poate considera că aceasta săvârșește infracțiunea de amenințare. Împotriva cui poate fi îndreptată amenințarea? Legiuitorul ne spune că poate fi îndreptată împotriva victimei, deci poate fi făcută în mod direct sau se poate referi la o altă persoană. Spre exemplu, te ameninți că îi voi face un rău fiicei, fiului, soției sau unei alte persoane, dar aici există o particularitate pe care trebuie să o reținem. Între persoana care primește amenințarea și persoana despre care se spune că urmează să sufere ceva, trebuie să existe o legătură apropiată. Deci trebuie să fie un membru de familie, fie o persoană cu care victima are o relație strânsă, pentru ca amenințarea să fie de natură a-i crea o stare de temere. Și aici ajungem la partea cea mai sensibilă a acestei infracțiuni. Foarte multe persoane și uneori chiar organe de cercetare penală apreciază că pentru a exista infracțiunea de amenințare trebuie ca aceasta să producă într-adevăr o stare de temere persoanei. Însă vedem că legiuitorul face o subliniere foarte importantă. Fapta cu care sunt amenințat trebuie să fie de natură am crea o stare de temere, chiar dacă în concret eu nu m-am temut. Am observat la foarte multe audieri că victimele amenințărilor sunt întrebate dacă s-au temut într-adevăr de amenințarea pe care au primit-o. Unele persoane sunt mai curajoase, unele persoane sunt mai vulnerabile. Și atunci acesta nu este un criteriu pentru a stabili dacă avem infracțiune de amenințare sau nu. Dacă victima a fost amenințată cu moartea sau dacă agresorul i-a spus că îi va da foc la casă, în mod evident amenințarea este de natură a-i produce o stare de temere, chiar dacă în concret victima nu s-a temut.